sunt total impresionat de timpul ce s-a realizat. Este un traseu foarte periculos, foarte frumos și ce a arătat ora astăzi este de o calitate deosebită. Să pregătiți mașina în viitor și să-l bateți. Da, da, m-am gândit de fapt la asta. Vedeți Hirschfeld, doamnelor și domnilor? O să aveți de ce să-l aplaudați. Merită să-l aplaudați, indiferent de postura în care te află. Acum va înmâna trofeul de rege al coastei pe Valea Domnului la Cupa Reșița, ediția 2010, King of the Hill, pe drept meritat acestui formidabil pilot pe nume Lucien Hora! Rege al coastei pe Valea Domnului, aplauze pentru Lucien Hora! Cel mai bun timp, un nou record pe acest traseu. Îi aparțin de acum lui Lucien Hora.